Ziua de dragobete va fi o zi cu totul specială pentru mai multe cupluri care sărbătoresc anul acesta 5 decenii de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Autoritățile locale s-au pregătit pentru evenimentul care a devenit deja o tradiție în municipiu. Și în acest an, în ziua de dragobete, vor fi sărbătorite cuplurile de pensionari care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă de către autoritățile locale și de către Consiliul Local. Până în prezent, la sediul instituției, 55 de cupluri s-au înscris. Astfel, în ziua de dragobete, la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel, cuplurile de pensionari își vor reînnoi jurămintele de credință, acest eveniment fiind oficiat de un sobor de preoți. La fel ca în fiecare an, cuplurile vor beneficia de o slujbă religioasă oficiată la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, după care municipalitatea le va oferi o masă festivă. Cuplurile vor sărbători acest eveniment important din viața lor, de altfel împlinirea 5 decenii de căsnicie la unul din restaurantele orașului. În municipiul Târgu Jiu, în anul 2015, au fost sărbătorite 59 de cupluri de pensionari, iar în anul 2016, 81 de cupluri. Pentru acest eveniment, administrația locală din Târgu Jiu a alocat suma de aproximativ 80.000 de lei. Nunta de aur se sărbătorește la Târgu Jiu din anul 2004, pe data de 24 februarie.